Cum mă pregătesc pentru Paște? Masa festivă. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa pregătitoare. Dragi copii, la marile sărbători ne pregătim și cu mese festive. Astăzi vă propun să învățați un aranjament pentru ouăle roșii. Pentru aceasta avem nevoie de un vas sau o tavă mai adâncă, pământ, grâu, foarfecă, apă, ouă, vopsea pentru ouă și o lumânare roșie. Eu am pregătit grâul, după cum puteți vedea în imaginea din stânga, și pământul într-o tavă mai adâncă, ca în imaginea din dreapta. M-am asigurat că pământul este afânat și am amestecat grâul cu pământul. Apoi m-am asigurat că pământul este umezit. M-am asigurat că pământul acoperă toate boabele de grâu. Odată la două zile le-am stropit cu apă, cu o stropitoare, ca în imaginea din stânga. La două-trei zile, grâul a început să încolțească. În primele zile, l-am așezat într-o cameră cu mai multă căldură. Apoi, după ce el a încolțit, l-am așezat lângă geam. Am făcut fotografii în fiecare zi pentru ca voi să puteți vedea cum a crescut. Nu uitați, trebuie stropit cu apă cel puțin o dată la două zile. După aproximativ 10 zile, grâul era suficient de înalt și de des pentru a porni către a doua etapă. În acest moment avem nevoie de o foarfecă. Pentru că ne vom apuca să tundem grâul. Avem nevoie de ouă și de vopsea de ouă. Vom fierbe bine ouăle 5-6 minute, apoi vom urma instrucțiunile de pe plicul cu vopsea roșie pentru ouă. Avem ouăle roșii, grâul și o lumânare roșie. Să ne pregătim să facem aranjamentul. Pentru început, așezăm lumânarea roșie în mijloc, apoi luăm ouăle unul câte unul și le așezăm de jur împrejur. Voi puteți așeza mai multe. Eu am așezat doar 5 ouă. Iată aranjamentul pregătit. Aprindem lumânarea și putem așeza aranjamentul pe masa de Paște. Hristos a înviat! Realizați și voi acest aranjament frumos!